În perioada 5-9 octombrie, la Centrul Kinologic Sibiu s-a desfășurat campionatul de dresaj al câinilor de serviciu al Ministerului Afacerilor Interne, ediția 12-a. La competiție au participat echipajele inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Buzău, Neamț, Mehedinți, Sibiu, Arad, Hunedoara, Bacău, Călăraș și Suceava. La finalul competiției, pe primul loc s-a clasat Oli, acesta confirmându-și încă o dată clasa, iar partenerul său și-a văzut încununată munca depusă pentru ca patrupedul să ajungă la această performanță. Oli este cel mai îndrăgit coleg al pompierilor militari suceveni. Ciobănescul german a sosit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava în urmă cu aproximativ 3 ani. I s-a pus la dispoziție o locuință de serviciu și beneficiază de toate drepturile prevăzute de reglementările în vigoare ca un pompier militar adevărat. Avea 6 luni când, după o selecție riguroasă din peste 300 de câini din rasa ciobănesc belgian, a ajuns în curtea Inspectoratului Sucevean. Imediat a început perioada de predresaj și socializare, în care micul patruped trebuia să se obișnuiască cu cel care urma să-i devină partener, plutonierul major Marius Manolachi, dar și cu diferite medii ostile. Antrenamentele au avut loc zilnic, iar Oli a fost familiarizat cu străzile, cu autospecialele de pompieri și cu orice loc aglomerat în care mirosurile și zgomotele se amestecă, tocmai pentru ca atunci când se va confrunta cu o situație reală să nu mai fie distras de nimic în afară de misiunea lui. Cele mai grele antrenamente sunt susținute acolo unde se află clădiri dezafectate și dărâmate, în special în zona industrială a municipiului Suceava, unde există condiții excelente pentru testarea câinelui salvator. Mai mulți colegi se ascund sub dărâmături, prin canale sau puțuri, pe o suprafață cât mai extinsă, fără ca Oli să-i observe. De fiecare dată acesta îi găsește, iar atunci când sunt situații aproape imposibile, primește ajutorul conductorului pentru a nu se descuraja. În urmă cu un an, Oli a participat la un concurs de specializare la Sibiu, în urma căruia a devenit salvator cu acte în regulă. Cea mai mare bucurie a lui Oli, fără îndoială, este mingea cu care s-ar juca cât este ziua de lungă. Însă în această joacă este inclus programul extrem de riguros, iar Oli dă dovadă că este un patruped inteligent, foarte serios și preocupat cu executarea cât mai bine a exercițiilor, ca un adevărat profesionist și un salvator de nădejde.